Mergem mai departe cu știrile. Abateri majore descoperite de inspectorii ANPC la mai mulți operatori economici. Supermarketul La Cocoș din capital a fost închis și amendat pentru mizeria și produsele neconforme găsite în complex. Și restaurantul Casa Brâncoveanu a fost amendat și închis temporar pentru nereguli majore care puneau în pericol siguranța clienților. Așa arată interiorul supermarketului La Cocoș. Inspectorii ANPC au verificat activitatea complexului și au descoperit nereguli grave pentru care au decis aplicarea unei amenzi de 20.000 de lei, iar activitatea supermarketului a fost sistată. ANPC a constatat că supermarketul era în paragină cu bucăți de gresie lipsă sau sparte, iar rafturile erau pline de mizerie și instalația de ventilație plină de praf. Aceștia comercializau produse importate fără traducerea informațiilor de pe ambalaj și în limba română. În plus, frigiderele în care era ținută mâncarea erau murdare, înghețate și cu resturi alimentare, pe lângă faptul că erau vechi și ruginite. Nu a fost singurul operator economic care a fost închis de ANPC în zonă. Și activitatea restaurantului Casa Brâncoveanu din capitală a fost suspendată până la remedierea deficiențelor și trebuie să plătească o amendă de 15.000 de lei. Printre neregulile sesizate de inspectorii ANPC se numără mai multe preparate, materii prime sau semi-preparate fără etichete de identificare, cum ar fi data expirării. Mai multe produse sunt suspectate că au fost decongelate și apoi iar băgate în frigidere. Ustensilele folosite pentru prepararea mâncărurilor trebuiau de mult aruncate, deoarece gradul de uzură era unul avansat. Astfel s-au ales cu o mică vacanță nedorită tocmai în pragul Crăciunului.